În expunerea de motive prin care parlamentarul vâlcean Daniela Oteșanu susține completarea Ordonanței de Urgență 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ în sensul extinderii categoriei organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică, se arată. În practică s-a constatat faptul că o serie de unități teritoriale ale unor instituții specializate ale statului, cu toate că exercită un serviciu public specializat în interesul colectivității locale, nu pot fi sprijinite în procesul de bună funcționare și dezvoltare de către consiliile locale sau județene. În această categorie de unități ce exercită un serviciu public specializat în interesul comunității locale, pot fi incluse posturile comunale de poliție din cadrul unui inspectorat județean de poliție. Aceste structuri de poliție prestează un serviciu public specializat în interesul comunităților locale, fapt pentru care, în scopul asigurării unei bune cooperări interinstituționale și pentru dezvoltarea economico-socială a unității administrativ-teritoriale, consiliile locale, respectiv consiliile județene, ar putea să contribuie cu capital sau cu bunuri la o mai bună funcționare a acestora. Propunerea legislativă se află în consultare publică până în luna septembrie, aceasta fiind prezentată în biroul permanent al Camerei Deputaților în data de 29 iunie 2020.